Doina este casnică și, mulțumită soțului ei, duce o viață lipsită de orice griji materiale. Sunt atât de multe lucruri de făcut într-o gospodărie. Rareș este avocat și muncește din greu, neglijându-și adesea familia. M-am angajat de curând la un alt birou de avocatură și programul este foarte încărcat. Iartă-mă că am întârziat, dar am avut un dosar foarte important. Melania te-a rugat ceva. Nu ești în stare nici să ai acord 5 minute. Ce fel de tată ești? Am senzația că se duce de râpă căsnicia asta. Eleonora, prietena Doinei, asistentă la o clinică privată, este un pic geloasă pe viața îndestulată a amicei sale. Da, Doina, dar mereu îți plângi de milă. De ce nu faci ceva? Ce? Silviu este un tânăr fotograf în brațele căruia se va arunca Doina, profund dezamăgită de Rareș. Eu sunt Silviu. Gândiți-vă și poate mă sunați. Îmi distruge bluza și mai vrea să mă și agațe. Ci că e fotograf. Dar n-ai de ce să te simți prost, pentru că n-ai făcut nimic. Dar îmi place de el, tu nu înțelegi? Și care e problema? Problema e că sunt măritată. Hai mă, că zici că ești prima sau ultima femeie care... Și nu-mi place să te împart cu altul. Știu de la început că asta e situația. Te rog mult să ai mare grijă, că dacă află Rareș... De cât timp sunteți împreună? Nu am fi ajuns aici dacă nu m-ai fi neglijat! Bun, ok. Atunci rămâi cu el. Nu, eu am plecat. Stai, că nu asta am vrut să spun, Rare. Nu mai avem ce discuta. Oare își dorește cineva să-i despartă pe cei doi soți? Doina și Rareș Muncelan s-au cunoscut în facultate și s-au căsătorit imediat după absolvire. Ai gătit ceva? Sunt mor de foame. Da, pui corez. Hai, du-mi și mie în living, că a început meciul. Pune singur, că n-am timp. Hai, mă, te rog, fă-mi un sandwich ceva acolo, că vreau să văd meciul ăsta. Bine, bine. Vezi că în 5 minute plecăm la gala, Melania. Ah, da, 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 sigur. Bună, tare. Hei, ce faci? Una. Mama, n-ai cumpărat suc. Sunt atât de multe lucruri de făcut într-o gospodărie. Nu termin un lucru, că trebuie să mă apuc de altceva. Dar nu mă plâng, îmi iubesc familia. Rareș! Hai mă, băi, cum poți să ratezi, băi, băiatule? Te rog, grăbește-te, că trebuie să plecăm, te rog. Băi, da, da, imediat stai. Hai, te rog, Rareș! Hai mă! Vai, ești incredibil, te rog. Mă las să văd și o fază asta, te rog mult de tot. Hai că ne așteaptă copilul, te rog. Cine n-ai, mamă, stumă? Da. Păi doar ce-am plecat de acolo. Și nu poți să te descurci singur? Bine, hai că ajung în 10 minute. Bine, pa. Trebuie să mă întorc la firmă. Pe bune? Și gala Melaniei? Doina ta, tu crezi că mie îmi convine? Iubita mea, întârzi un pic. Grăbește-te, eu intru a treia pe gheață și fiecare are program de 7 minute. Voi fi acolo în tribună, da? Te uiți după mine. Da. Pa. Pa. Nu puteam să refuz. E un client foarte important. M-am angajat de curând la un alt birou de avocatură și programul este foarte încărcat. La cealaltă firmă nu aveam atât de mult de lucru, dar nici salariul nu era la fel de bun. Rareș nu a reușit să ajungă la gala de patinaje a Melaniei. Bărbatul și-a cerut scuze și a promis că o să se revanșeze, însă a doua zi recidivează. Ce faci, Pita? Ei! Iartă-mă că am întârziat, dar am avut un dosar foarte important. Ia uite, la mulți ani. Mai important decât aniversarea noastră? Hai, mă, băi, n-așa n-ai, mă. M-am rugat frumos, am gătit. Am trimis-o pe Melania la o prietenă ca să putem fi singuri și tu apar la 12 noapte. Iartă-mă, te rog. În seara asta dorm pe canapă. N-am putut să plec mai devreme. Știu că seara asta însemna mult pentru Doina. Dar soția mea uneori reacționează exagerat. Doina este nemulțumită că soțul ei își neglijează familia din cauza jobului, însă ce ar putea să facă? Dimineața. Neața. Rareș, vreau să vorbim. Hai, te rog, începe de dimineața cu scandalul. Tu ai secrete față de mine? Ce secrete să am? Tu nu vezi că muncesc de dimineața până seara? Dar știu că muncești mult, dar înainte îți găseai timp și pentru noi. Iubita mea, știu că ești supărată că am întârziat foarte mult aseară, dar îmi cer scuze de 1000 de ori până acum. Ce mai vrei? Scuzele nu rezolvă problema. Vii aici să mănânci și să dormi, parcă ai fi la hotel. Ce vrei să fac dacă muncesc atât de mult? Te
te-ai îndepărtat de mine. Nici mai știu când am făcut dragoste ultima oară. Doina, iubita mea, uite, promit că o să-mi fac timp. Ba nu, nu-ți faci. M-am săturat să fiu mințită. Mă simt foarte singură. De când Rareș s-a angajat la noua firmă, s-a îndepărtat de mine. Eu încerc să-mi salvez căsnicia, dar el e nepăsător. Doina are nevoie să discute cu cineva despre problemele cu Rareș, așa că se întâlnește cu prietena ei, Eleonora. Eu cred că e doar o perioadă și o să treacă. Nu știu ce să zic. Am senzația că se duce de râpă căsnicia asta. N-ai încercat și tu să fii mai indulgentă cu el? Eu sunt drăguță cu el, doar că el mă ignoră total. Am senzația că sunt menajeră, nu soție. Propune-i și tu să plecați într-o vacanță, doar voi doi. Hai, mă. El n-are nicio zi liberă la birou și crezi că merge cu mine în vacanță. Nu mai recunosc pe Doina. Înainte era optimistă și plină de viață, iar acum este deprimată tot timpul. Trebuie să-și revină. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.